Bună seara și bine ați venit la Casa Schiller, Casa Minorității Germane din București, unde astăzi îl avem din nou oaspete de onoare, pe domnul Țigla, care în ultimii ani a fost foarte prezent la Casa Schiller, în special anul trecut la jubileu. Și mă bucur foarte mult că și acum ne prezintă o mare personalitate a culturii germane din România, pe domnul Alexandru Tiz. Și bineînțeles că, în afară de prezentare, o să aibă loc și prezentarea filmului realizat de domnul Calcan de la emisiunea Accente de la televiziunea română. Așa că aș dori să dau... Aș vrea să salut pe doamna Cristiane Cosmatu, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice de la Secretariatul Guvernului, pe domnul Ovidiu Ganz, deputat al Forumului Democrat al Germanilor din România, în Parlamentul României, pe domnul dr. Klaus Fabricius, președintele Forumului Democrat al Germanilor Regiunea Extracarpatică, și pe domnul Sepeși, care este director la Ministerul Educației, și pe domnul König, care colaborează în continuare, din câte știu eu, cu Ministerul Culturii. Sunt vicepreședinte al Comisiei. Da. Și acum vreau să rog pe colega mea, Aurora Fabricius, să ne prezinte acest eveniment. Vă salut și eu, prezența la Casa Schiller. Mă bucur că ați venit. Sigur, s-au anunțat mult mai multe persoane, dar i-a speriat ploaia. Mă bucur că sunteți lângă noi, mă bucur că ați rezonat la, să zic, nici nu-mi place cuvântul a comemora, deși literatura asta comemorativă înseamnă ceva pentru o țară și România nu stă rău la acest respect. Aș fi vrut numai sigur să vă prezint parametrii pentru care acest reșițean, care a impresionat epoca sa, a rămas ca o personalitate marcantă. Este vorba de Alexander Tiz, este vorba de un dascăl fără reproș, erudit, un dascăl care s-a format de-a lungul vieții și care a format foarte mulți tineri, dar aș vrea să vă precizez două, trei lucruri înainte ca domnul Erwin Țigla, cel care nu-l uită și nu-l lasă să dispară ca memorie, aș vrea să vă atrag atenția și mai ales să vă reamintesc. Atunci când un om care este înzestrat cu însușiri de la natură iubește locul unde s-a născut și conștientizează că acolo se simte bine, înseamnă enorm. Alexander Tiz a iubit Reșița, a iubit Banatul Montan, i s-a dedicat decenii, 8 decenii cât a trăit, a iubit nu numai locul, dar și timpul în care s-a născut. Iată că Alexander Tiz a avut repere într-o epocă, într-un loc și reperul culturii populare. El, da, a fost un etnograf, pentru că etnografia și folclorul l-au atras, dar l-au atras pentru că avea și talentul de a scrie. Toate aceste lucruri au făcut ca din el nu numai un profesor, un formator. El din 2 căsătorii nu a avut copii, dar câte generații de tineri a format și în ce? A murit, reamintesc, în 78. La întâmplare a murit Kafkian într-un accident. Din păcate, mai avea multe de spus, pentru că a dat naștere la foarte multe cursuri de turism cultural. Gândiți-vă că turismul cultural, am mai spus-o aici, în cadre nobile, elegante, cu participanți ca și astăzi, de elită, turismul cultural este mai mult decât o universitate. Este atunci când este făcută cu elitism,
Nu trebuie să ne ferim de cuvinte. Ceea ce a făcut Alexander Tiț a lăsat în urmă gândirea sa complexă, a lăsat în urmă o bogăție, un tezaur, care, iată, întâmplător sau nu, un alt reșițean, președintele Forumului de la Reșița, Forumului Democrat al Germanilor, domnul Erwin Josef Ziegler, la fel în Reșița, la fel pe urmele lui Alexander Tiț, nu-i uită prezența. Ce ne-a lăsat Alexander Tiț? Eu atât vă spun. Lectura, cartea, biblioteca, cultura. Este o valută forte, de fapt, cu care noi românii avem capul sus să ieșim în lume. Alexander Tiț prin asta a cucerit, prin asta trebuie să rămână și Erwin Ziegler ne va spune câteva cuvinte calde despre acest profesor de elită, folclorist, dascăl, interpretați-l cum doriți. Este un adevărat, un autentic om de cultură. La Schiller mulțumim domnule Erwin Ziegler, la Schiller ne ocupăm chiar numai de elite și chiar numai de cultură adevărată. Vă rog să-l prezentați pe Alexandru Tiț, cu care ați fost și v-ați interferat. Mai am o singură idee să vă spun, că la 20 de ani de la plecarea... 40. Nu, de la 20, de ani, domnul Erwin Ziegler, împreună cu un alt german etnic, Hans Liebhardt, care a fost acum 2 ani aici, cu ocazia Lăzilor Săsești, și ne-am prezentat aici împreună cartea lui... Țineți minte că erați alături de noi, cartea lui Roswit Capesius. Am prezentat cu domnul Hans Liebhardt. Erwin Ziegler și Hans Liebhardt au făcut un album despre care aș vrea să ne spună două vorbe. Acum deja 20 de ani. Am fi vrut să vi-l prezentăm, nu mai există, dar ne va vorbi domnul Erwin Ziegler. Vă rog. Scrisoarea a 12-lea. Vocabular sentimental germano-român. Zăresc un timp și nu-i departe, când toate popoarele vor trăi într-o convețuire și colaborare perfect armonică, când toate prejudecățile proaste, toate invidia și pisma, tot resentimentul ce desparte azi națiunile vor dispărea și toate popoarele vor căuta să se cunoască și să se înțeleagă între ele. O contribuție pentru această evoluție a lucrurilor e acest mic vocabular în care vom încerca să redăm înțelesul câtorva cuvinte specific germane pentru care nu găsești corespondențe directe în celelalte limbi și pe care nu le poți traduce decât prin parafraze ample. Chiar această preocupare de cuvinte greu de tradus te duce de-a dreptul în centrul spiritual, în inima limbii respective. Am ales 3 cuvinte. Heimat, Stimmung și Gemüt. Ultimele două le lăsăm pentru mai târziu. Heimat. Heimat nu înseamnă patrie. Patrie, cuvânt sonor, exprimă o realitate juridico-politică. Patria e statul al cărui cetățean sunt. Nici nu poate fi tradus un loc natal. Locul natal e o definiție geografică sau o dată personală, o rubrică de legitimație. Nici nu e așa de important, de altfel, unde te-ai născut. Se întâmplă ca unul să vadă lumina zilei într-o localitate unde părinții erau numai întreagăt. Important e locul și mediul în care ai crescut. Heimat nu înseamnă nici acasă. Nu-i numai cuibul cald, dragostea și grija ce te îmbrățișează în casa părintească, mediul cu care te-ai obișnuit și unde te simți bine pentru că îți merge bine. Heimat înseamnă mai mult. Țara mea, acesta este cuvântul care se apropie mai mult de înțelesul cuvântului german. Heimat e pământul unde ți-ai rădăcinile, sânul și leagănul firii tale, peisajul în care trăiești și care trăiește în tine, petecul de pământ ale cărui legi le porți în sângele tău, colinele al căror ritm se continuă în ritmul inimii tale, orașul, dealurile și văile pe care le iubești.
Heimat e un cuvânt plin de muzică, o melodie fină, duioasă, răsună în acest cuvânt. În acest cuvânt, scuze. În acest cuvânt mereu cântă un dor. Nu vreau să vorbesc aici despre dorul de casă, cântat de atâtea versuri și cântece, sentimentul e întotdeauna autentic și adânc și atât de puternic că vezi oameni, mai ales la popoarele primitive, murind de dorul de casă. Nu vreau să vorbesc aici de dorul de casă ce te apucă în străinătate, vorbesc de dorul de casă pe care îl simți când ești acasă. Pentru că dacă asculți bine muzica ce răsună în cuvântul Heimat, vei găsi că dorul ce cântă mereu în acest cuvânt e un dor infinit. Suntem niște ființe neliniștite, nestabile, hărțuite, fără pace, fără odihnă, și rădăcinile despre care am vorbit, există ele într-adevăr? Aici m-am născut, în acest colț de țară, aici am copilărit, aici am crescut, aici trăiesc și activez. Îl cunosc bine, am umblat pe toate colinele ce închid zarea, pe toate colinele acelea îndepărtate și totuși câteodată când stau pe cerdac, în după amiezele târzii de toamnă, le-aș dori mai deschise, mai aproape de inima mea. Dar zadarnic, ele se depărtează, topindu-se în culori tot mai strane, tot mai ireale. E așa, atașarea intimă de pe peisaj rămâne un ideal neatins. Invidiez casa aceea mică pe coasta dealului din față, stejarul acela înalt din vale. Lucrurile acestea sunt înrădăcinate în peisaj, ele aparțin peisajului, ele fac parte din peisaj. Dar eu, mi se pare că dealul știe de căsuța albă cu acoperișul roșu și de stejarul de la poale lui, oare știe el și de mine? Știu că sunt o ființă trecătoare. După un timp, mai scurt sau mai lung, eu plec, iar dealul și valea rămân. Dar cel puțin pentru acest timp cât trăiesc, n-aș putea să mă simt acasă de tot într-un colț mic al pământului? Norii deasupra coamelor din zare se sparg. O dungă de cer luminos, blajin de toamnă, iese la iveală. Înțeleg acum de unde vine ideea religioasă a patriei eterne, a patriei noastre adevărate, care e acolo, undeva, departe, dincolo de zări, dincolo de nori, ce joacă în lumina apusului. Cât trăiește omul rămâne străin pe pământ? Iată dorul infinit, dorul metafizic, ce cântă mereu în cuvântul Heimat. Stimmung. Copilul și-a cules bucățelele de sticlă colorată, cioburi de sticlă roșie, galben, albastră, în diferite nuanțe. Și le ține pe rând înaintea ochilor și se miră. Fiecare îi arată lumea într-un alt colorit, într-o altă lumină cu un alt caracter. Prin sticla roșie vede o lumină tropică, fierbinte, aprinsă în flăcări, zguduită de un fior apocaliptic. Sticla albastră aduce asupra întregului peisaj o enigmă. Nu este acest joc al copilului numai un joc optic, caleidoscopic, e un joc magic. Cu schimbarea luminii, lumea își schimbă oarecum și caracterul, fizionomia sufletului. Acest colorit magic, această acordare fundamentală a realității, se numește printr-un termen luat de la acordarea strunei unui instrument, Stimmung. Stimmung e un sentiment indecis și vag, un caracter sentimental vărsat asupra întregului peisaj, impalpabil cu nourii, fugar cu afluturile, atot prezent ca atmosferă. Iată cuvântul cu care poți reda mai bine noțiunea Stimmung, atmosferă. În acest sens vorbim despre atmosfera unui interior, a unui oraș, a unei dimineți, a unei regiuni. Atmosfera lumii noastre de toate zilele, străzile, biroul, atelierul, o numim sură, cenușie. În clipe de plictiseală, lumea ni se arată într-o lumină opacă, lipsită de orice colorit. Totuși, mi se pare că realitatea noastră e întotdeauna pătrunsă și imbibată de o culoare fundamentală, o culoare sentimentală, care însă, fiind niciunde de și pretutindeni, rămâne neobservată. E prea vagă și generală ca să o poți vedea. Numai în clipe rare, când acest colorit se schimbă deodată și radical, se întâmplă să-l întrevezi. La jocurile strane ale luminii atmosferice bunăoară sau din amintire,
Vreo amintire neînsemnată din tinerețea ta îți cade în suflet și deodată simți. În timpurile acelea, nu numai oamenii și situațiile erau altele. Lumea de atunci avea un alt cer, o altă atmosferă, un alt miros. Și împreună cu această constatare te prinde un fior ciudat. Deodată simți cât de subiectivă e lumea ta, lumea noastră. Credința ta în realitate își pierde siguranța. Ai prins ceva din misterul existenței. La sfârșitul acestei schițe pun o mică vignetă de Hans Thoma. Un sufletel de om, copilaș cu aripi de libelulă, șade și cântă din fluier. Cântă cu o concentrare copilărească, absorbit de cântec, în uitare completă de sine și nu-și dă seama unde șade. El șade în gura căscată a unui balaur fioros. Misterul existenței. Și gemüt? Gemüt înseamnă suflet, sentiment, dar nu orice sentiment. Sentimentul nostru are două dimensiuni, vehemență și adâncime. Există o dragoste vehementă și o dragoste adâncă. Gemüt înseamnă sentimentul acela care se întinde în adâncime. De aceea se și spune tiefes Gemüt sau Gemüt tiefe. Sentimentul acesta nu e o flacără imensă ce arde și mistuie, dar care repede se și prăbușește, ci un foc limpede și constant, o căldură prietenoasă și înviorătoare. Sentimentul acesta nu declamă, nu iubește nici zgomotul, nici publicul. Liniște și intimitate sunt firea lui. Sentimentul vehement e subiectiv. Muzica e expresia sentimentului vehement, lipsit de dimensiunea adâncimii. Un sentiment îndrăgostit de sine însuși, ce nu se simte decât pe sine însuși. Un subiectivism desfrânat fără măsură, care printr-o expresie exagerată tinde să se exalteze pe el însuși. Gemüt înseamnă o atitudine sentimentală, dar obiectivă. O oglindă în care nu se oglindește subiectul, ci lumea. Gemüt e o tandrețe în fața lucrurilor. Poetul Eichendorff spunea că în fiecare lucru doarme o melodie ascunsă. Cu gândul aceste versuri, acestui cuvânt, îi putem da definiția. Gemüt e cheia fermecată a sufletului prin care trezești melodiile ascunse ale lucrurilor. Iată că am debutat această întâlnire, o consider o întâlnire de suflet cu dumneavoastră, cei astăzi care ați găsit răgazul necesar de a veni, chiar dacă timpul nu a fost atât de prielnic, să veniți aici la Casa de Cultură Friedrich Schiller, să vorbim puțin despre o personalitate care a cărui trecere în eternitate se vor împlini duminică 40 de ani. Născut, așa cum a spus doamna Aurora, la 9 ianuarie, în urmă cu 120 de ani, și trecut în eternitate la 10 iunie 1978. Iată că după 40 de ani de la acest eveniment tragic din viața comunității și nu numai germane din Reșița și din Banatul Montan, ne-am adunat astăzi aici. De fapt, am încercat în anul acesta, până în prezent, să duc vestea lui Alexander Tiț, să o readuc în inimile oamenilor de bine din țara aceasta. Am fost la Timișoara, acum am venit de la Rădăuț și de la Suceava și iată că sunt astăzi aici. Probabil până la sfârșitul anului voi mai merge și în alte regiuni și le voi vorbi despre Alexander Tiț. De ce Alexander Tiț? De ce această personalitate pe care personal nu am cunoscut-o? Sunt o altă generație, dar dacă în urmă cu 20 de ani, 30 de ani, mergeai pe străzile Reșiței, auzeai la al treilea, la al patrulea pas pe fiecare vorbind despre Alexander Tiț. Alexander Tiț revin astăzi aici la București, unde pașii lui Alexander Tiț l-au adus la redacția pe atunci a ziarului Neuer Weg, a colaborat cu tânărul pe atunci Hans Lippert, care era responsabil în redacția de cultură a cotidianului german din acea perioadă, iar
primele culegeri de folclor, de basme, povestiri, de poezii, de cântece, au apărut în Kulturbeilage de la Neuerweg. Foarte interesant, aceste 13 scrisori pe care le-am citit mai înainte, sunt scrisori de la Sălaș. Acestea au apărut pentru prima dată în limba română, foarte interesant. Deci el, ca un scriitor, etnograf, folclorist german, a scris și a publicat pentru prima dată în limba română într-o revistă locală numită Reșița, a unui editor, Cede Bogdan, care a trăit în acea perioadă în spațiul reșițean. De ce aceste 13 scrisori apărute în limba germană pe care le-am citit, în limba română pe care le-am citit acum la debutul acestei întâlniri? Fiindcă sunt pline de sentiment, pline de viață a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor și ceea ce se întâmplă în mai mică măsură, dar cu toate acestea și mai departe în Banatul Montan. Această înțelegere a naturii, această înțelegere a citadinului, a vieții de zi cu zi, împletită industria care a fost în perioada sa cu ceea ce astăzi, din păcate, nu mai este, dar cu natura. Cu natura din împrejurimile Reșiței, natura din întreg Banatul Montan. Aceste scrisori de la Sălaș au apărut pentru prima dată în anul 1939 în limba română, iar după 1990 au fost traduse de Hans Lippert și au apărut în limba germană, ceea ce și amintea doamna Aurora, au fost traduse pentru prima dată în limba sa maternă. Vorbim de limba maternă. Alexander Titz este corespondentul, este pionierul, este chintesența a ceea ce înseamnă o personalitate a Banatului Montan. De ce spun acest lucru? Descendenții săi, tatăl său, un profesor emerit al școlii piariste din Timișoara, care a împregnat generații întregi, a venit la Reșița, s-a stabilit la Reșița, a devenit director de școală și i-a însuflat micului Alexander această dragoste de catedră și de copii. Unde avea să ajungă și să-i ducă mai departe opera. Interesant, mama lui Alexander Titz. Mama lui Alexander Titz a fost româncă. A fost sora lui Corneliu Diaconovici, celebrul Corneliu Diaconovici, care a fost primul care a editat o enciclopedie în limba română pe teritoriul actual al României, la sfârșitul secolului 19, la Astra Sibiului. Corneliu Diaconovici, care a trăit la Sibiu, astăzi este înmormântat și el la Reșița, deci a fost unchiul lui Alexander Titz, fratele mamei. Această chintesență, această înrudire a spațiului, a limbilor care s-au vorbit în Banatul Montan, acest lucru l-a determinat și l-a făcut în așa fel pe Alexander Titz să iubească viața, să iubească oamenii, indiferent de limba lor maternă. Am specificat faptul că a urmat aceeași profesie pe care a avut-o și tatăl său, Iosef Titz. La Reșița, după studiile care, cum le-a spus doamna Aurora, la Cluj, la Budapesta, a revenit acasă, putea să meargă, avea note perfecte la germanistică, a revenit acasă pentru a continua lupta pentru educația tinerilor în orașul dintre dealuri la poalele Semenicului. Dar el n-a fost un profesor doar pentru a preda. Timp de 6 zile, de luni până sâmbătă după amiază, Alexander Titz a fost cel care a împregnat respect
față de elevi, le-a demonstrat, i-a învățat, i-a pregătit pentru viață. Dar ceea ce l-a caracterizat mai mult pe Alexandru Tiț a fost tot ceea ce a realizat după cele șase zile de școală, ci de sâmbătă după amiază până duminică seara. De ce? El a luat pe elevii săi și i-a dus în împrejurimile Reșiței. A încercat să le apropie, să le apropie de natură, de cultura locului, de spațiu, de istorie, de frumusețile sufletești ale locului. Într-una dintre scrisori explica cât de frumos este ca să asculți povestea unui păstor bătrân la umbra unui felinar sau la lumina unei lumânări. A umblat cu elevii săi prin toate satele din împrejurimile Reșiței și a dormit în podurile de fân, așa se practica atunci, nu existau cum e astăzi pensiuni și hoteluri de 5-6 stele. Și seara, la lumina felinarului, la lumina lumânării, se adunau în jurul focului, a luminii, și provocau pe cei ai locului să povestească ce au preluat și ei, legende, povestiri, cântece de la strămoșilor. Astfel, dânsul a adunat una dintre cele mai importante comori ale Banatului Montan, pe Viu Grai, le-a transcris și le-a publicat în prin intermediul celor 4 cărți care au apărut în timpul vieții sale. Acestea au rămas și o să vedeți în filmul care vom urmări în curând cât de apreciate au fost aceste publicări. De fapt, se spune, printre altele, că Alexandru Tiț a pus bazele folclorului muncitoresc. Știm cu toții faptul că Reșița a fost centrul social democrației în perioada interbelică. Ceea ce a realizat, a cules Alexandru Tiț și în acest sens demonstrează cu adevărat ce a însemnat în perioada aceea interbelică social-democrația. Grija pentru ca muncitorii, ca oamenii muncii din acea perioadă să aibă drepturi care nu erau în perioada aceea așa de la sine înțeles existente, a căutat să pună în viață, prin intermediul cărților, ceea ce a însemnat acea perioadă interbelică. Desigur că ce a publicat Alexandru Tiț, cărțile care le-a publicat, nu cuprind și povestiri cu tematică religioasă, care astăzi, din păcate, nu le mai găsim în arhive, nu mai există, fiindcă cunoaște faptul că în perioada aceea nu s-a putut publica nimic ceea ce era în legătură cu ceva cu caracter religios. Cu toate acestea, printre rânduri putem citi foarte multe lucruri pe care dânsul le-a adunat și care vin și dintr-un mediu cu caracter spiritual, fie că este catolic, fie că este ortodox. Ce a însuflat totodată copiilor săi, elevilor săi? Această înțelegere reciprocă în Banatul Montan, ceea ce există de sute de ani, etnici germani, etnici croați, cum în Caraș-Sărin se spun crașovenii, sau, deci după 1990 ei se definesc ca croați, sârbii, cehii la clisură, slovacii, italienii, deci iată o simbioză a oamenilor locului în Banatul Montan, de unde practic Alexandru Tiț și-a tras seva. După 1990 am încercat prin intermediul etniei germane să pun din ce în ce mai mult evidență și să mă concentrez asupra personalității lui Alexandru Tiț pentru a o
oferi și posterității. Fiindcă este foarte important ca personalități de acest rang, poate cea mai importantă personalitate germană a secolului 20 din Banatul Montan, să rămână printr-un exemplu pentru posteritate, pentru generațiile viitoare. De aceea avem în Reșița Biblioteca Germană Alexander Tiz, avem liceul biling român și german care poartă numele dublu, deci vorbim de familia Diaconovici Tiz, deci Diaconovici de la cel care am spus, cel care a editat prima enciclopedie în limba română, dar și unchiul și Tiz, Alexander Tiz, deci așa se și numește Colegiul Național Diaconovici Tiz. Avem un bust în fața Bibliotecii Germane Alexander Tiz, un bust realizat de artistul plastic bucureștean Horea Flământ. Astăzi avem aici bucuria de a avea în mijlocul nostru pe domnul profesor dr. Hans Stendl, Johann Stendl, decanul Facultății de Arte, de pensionar, care și el reșițean, care l-a cunoscut personal pe Alexander Tiz și mă bucur că este prezent aici în sală, și cineva care l-a cunoscut personal pe Alexander Tiz, poftim, și dumneavoastră, domnul Schuster, știu că l-ați cunoscut. Dânsul ni l-a intermediat acel bust din fața bibliotecii și edităm multe cărți dedicate lui Alexander Tiz. Anual oferim și premiul Alexander Tiz ca cea mai importantă distinție a etniei germane, iar anul acesta dorim să reedităm cărți scrise de Alexander Tiz și traduse și în limba română. Aș putea să vorbesc despre Alexander Tiz încă 2 ore, dar nu vreau să vă plictisesc, vreau doar să rămâneți cu convingerea că astfel de personalități practic conturează locul, geniul locului, astfel de personalități te fac ca să fii mândru de locul unde te-ai născut și unde activezi. Alexander Tiz este o astfel de personalitate și eu personal pot doar să vă dau cu dumneavoastră un cuvânt, ceea ce l-a scris Alexander Tiz și pe care l-am mai citit aici. Să plecați acasă cu această cheie fermecată a sufletului, prin care trezești melodiile ascunse ale lucrurilor. Fie ca Alexander Tiz să trăiască și prin sufletul dumneavoastră astăzi prezenți aici mai departe. Mulțumesc frumos! Noi îi mulțumim lui Ervin Țigla pentru că continuă ceea ce face la Forumul Democrat al Germanilor din Reșița, o adevărată cultură, un adevărat templu de laborioasă redare a valorilor. Și înainte să vedem montajul, aș fi invitat pe ceilalți doi anfitrioni, doamna Cristiane Cosmate, să spună un gând către acest cadou pe care îl face domnul Țigla lui Alexander Tiz și Klaus Fabricius. Ei sunt prezenți lângă domnul Țigla, știe că domnul Țigla nu-l pierde din vedere alături de alte sărbătoriri și de alte comemorări, fiindcă vorbeam domnul Scarlat de literatura comemorativă, nu-i pierde din vedere pentru că sunt valori adevărate. Repet și eu, limbile străine pe care le-a cunoscut, nu numai că le-a cunoscut, nici nu știi care era limba maternă, după mamă fiind român, nu?
dar el sigur le vorbea pe toate, nu numai cu înțelegere, ci și cu respectul redării valorilor. Scuze, am uitat ceva să vă spun, mai foarte interesant de limbă. Deci știm cu toții, după cel de-al doilea război mondial, nu mai avea voie să predea limba germană. Într-o săptămână a învățat limba rusă. Limba rusă, exact. Și după o săptămână a predat rusa, ca să rămână mai departe alături de elevii săi. Deci într-o săptămână a învățat limba rusă. Da. Limba rusă a învățat-o ca prizonier de război. Da, a avut exact. Ca să o predea, A venit cu un bagaj de cunoștințe. Și atunci a și le-o aprofundat într-o săptămână ca să poată să predea. Aș spune că a fost un spirit foarte profund, iar scrisorile lui au aspectul unor eseuri, pentru că profunzimea în care genurile literare se întrepătrund, asta rămâne o altă discuție, am vorbit despre jurnalul, care sigur înseamnă o întoarcere către sine, dar o revelație pentru cel din fața ta sau pentru cel care va veni. Acest Alexander Tiț a avut jocul acestor genuri literare, a avut priceperea Condeiului, nu numai gândirea și nu numai dăruirea către generațiile care vin. El a format, este un formator și a promovat. Iar turismul, să nu ne gândim că el a trăit primii 78 de ani ai secolului, repet, 20, care a venit cu viteză, a venit cu multe descoperiri. Dar sigur, Alexander Tiț a ținut pasul. Astăzi, repet, turismul înseamnă o altă facultate. Vorbeam despre muzeele din toată lumea, această interferență. Alexander Tiț trebuia să rămână pe pământ și să ducă mai departe. Dacă noi vorbeam când discutam despre Hermann Oberth de ideea de zbor, sigur că am spus, ideea de nemurire ar trebui să o dezvoltăm. Cristiane Cosmatu. Eu aș vrea să spun că domnul Ervin Țigla preia spiritualitatea celui despre care a vorbit astăzi și duce mai departe în lume mesajul operei sale. Cred că dascăl prin cultură este o misiune deosebit de înnobilatoare și mă bucur că este deja a doua oară în acest an aici, dacă nu mă înșel, și în general am avut o suită întreagă de evenimente legate de Banat. De ună a fost doamna Smaranda Vultur, istoria orală, deportarea, sigur există și teme foarte grave, dar toate trebuie să le dăm mai departe. Și mulțumim mult, mult, mult! Mulțumim, doamne Cristiane Cosmatu. Aș vrea să adaug numai faptul că, într-adevăr, Ervin Țigla face aceste gesturi intelectuale cu mare noblețe. Trebuie să știi să și faci. Iar faptul că publica este un al doilea risc. Cine practică interviul la radio sau o conferință înseamnă mult, dar ceea ce se publică și rămâne judecății posterioare este un risc. Te judecă foarte tare cei din jurul tău și cei care vin după. Îl felicităm și pentru acest fapt, pe domnul Țigla. Nu știu câți din președinții forumurilor regionale au activitatea reșițeanului. Nu întâmplător precizez că tot un reșițean este alături de spiritul lui Alexander Tiț, reșițeanul Ervin Țigla. Aș vrea să spun numai cât de important sunt asemenea personalități pentru comunitatea, pentru comunitatea noastră, să spunem, mai restrânsă și care, acești dascăl care își dedică viața lor pentru cei din jur. Cu toții am avut în copilărie și în tinerețe modele în timpul, să spunem, parcurge în timpul creșterii noastre, dar asemenea personalități ca Tiț sau artiști din rândul comunității care au o importanță extraordinar de mare asupra educației și asupra formării și asupra păstrării, să spunem, a tradițiilor noastre
pentru comunitatea în care trăim. Da? Faptul că s-a legat atât de tare de anumite noțiuni, cum este Heimatul, și aș vrea să amintesc aici că prietenul nostru Ervin Ziegler a scos un volum dedicat acestui cuvânt, care, după cum s-a și spus, este greu de tradus, dar cu toții simt, care știu limba germană, ce înseamnă acest lucru. Și cât de diferit este privită această noțiune. Și este un lucru, poate, care merită și îi dedicăm odată o seară doar acestui cuvânt de Heimat. Vă mulțumesc! Mersi. Aș mai întreba pe cei prezenți. Oameni de Condei, Nina Mai, sigur că l-aș întreba și pe domnul Gan, dacă aveți ceva de spus, domnul Scarlat. Doar câteva cuvinte. Îmi pare bine să-l revăd pe domnul Ervin Ziegler aici, cel care de atâția ani de zile, de când cel puțin sunt eu abonat de 15-20 de ani la Allgemeine Deutsche Zeitung in Rumänien, nu există număr în care să nu vină cu o contribuție, să nu apară o activitate la Reșița, în care promotorul este președintele filialei de acolo a Forumului Democrat German, domnul Ziegler. Și tot prin intermediul dânsului am aflat și despre Alexander Titz. N-am știut, mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, cu carte apărută la Criterion, mărturisesc că nu am fost foarte aproape de acest domeniu, dar al etnografiei, al contribuției celui pe care astăzi îl comemorăm, am înțeles, în 40 de ani de la moarte. Dar promit că o să citesc cât de curând din lucrările sale, mai ales că doamna Aurora chiar a amintit tot această noțiune pe care și domnul Claus a spus-o puțin mai devreme, Heimat, a fost evocată în urmă cu o săptămână de doamna Smaralda Vultur. Câte semnificații are Heimatul? Și chiar ar fi o interesantă o seară cu specialiștii de care nu ducem lipsă, să discutăm și despre această noțiune de Heimat. Vă mulțumim, domnule Ziegler. Aș completa că, într-adevăr, este foarte profund, chiar filozofic, termenul și analiza ar duce foarte departe, pentru că noi trăim o vreme în care nu toată lumea se mai simte bine acasă. Ei bine, eu cred că mai mult de jumătate din cei plecați duc dorul cerului de acasă, dacă e să imit spusele unor mari scriitori, cu siguranță merită o dezbatere, ne-o deschide și domnul Ervin Ziegler, cu siguranță merită meditat asupra acestor cărți editate ale lui Alexander Titz, dar important este că, dincolo de aceste lucruri, cultura lui a fost una adevărată. Formația lui a fost una fără reproș, adică este un intelectual complet, repet, poliglot, fiecare limbă deschide o altă lume, iar denumirea de Alexander Titz și lumea sa, da, nu orice intelectual, cu 7 clase sau cu 3 doctorate, intelectual se numește ceea ce a făcut Alexander Titz, își are o lume a sa. Dacă aș aminti din film, da, Fellini a realizat o lume a sa. La proporțiile noastre, Alexander Titz, aș mai spune o singură idee și cu asta mă retrag din gândurile mele, care sunt Alexander Titz astăzi, dar aș mai spune un singur lucru. El a avut și șansa unui punct al acestei țări, pentru că România înseamnă pentru noi toți atâtea 19 sau 20 de etnii, adică de minorități etnice, care toate se întrepătrund, astfel încât nu știm cât există din noi. Un pic de armean, un pic de german, un obicei.
Toate aceste lucruri l-au făcut să fie de o rară fertilitate intelectuală Alexander Tiț. Îi mulțumim lui domnul Ervin Țigla și pentru acest lucru, fiindcă ni l-a repus în discuție. Așteptăm imaginile. Da. Sau mai aveți ceva să ne citiți? Vă rugăm. Domnul Sfinte poate spune că s-a întâlnit, îl cunoaște. Vă rog. La... Eu l-am cunoscut pe Alexander Tiț prin intermediul nepotului Vulpe Damian, care trăiește la Timișoara, este, mi se pare, dirijorul corului operei din Timișoara. A fost ani de zile profesor la conservatorul din Timișoara. Am copelerit în același cartier, de fapt, în colonia Oltului, și Damian mi-a fost un prieten, cum să zic eu, nelipsit zilnic. Și Tiț venea adesea la mama lui Vulpe Damian. Doamna Vulpe era și ea profesoară de limba germană, mi se pare. Ea nu mai putea să profeseze că s-a scos limba germană atunci din învățământ. Dar ea ne-a adunat pe copiii din jur, din casele vecine, și ne ținea lecții de limba germană, de scris și de, mai mult de scris. Adică acolo am aflat ce înseamnă a umlaut, ce înseamnă șarfes S și alte chestii care țin de scrierea corectă, sigur. Domnul Tiț, sigur, venea și el, se băga și el în jocul nostru. Ți-o minte, la un moment dat, cu Damian și cu încă vreo, am făcut o prăvălie cu fel de fel de produse de vânzare într-un cort improvizat. Și primul lucru care a venit și ne-a întrebat, dar inventar ați făcut? Și noi nu știam ce înseamnă acel lucru, nu? Pentru niște copii de 7 ani, 8 ani. Și atunci s-a așezat cu noi și ne-a făcut liste întregi cu cum trebuie să înregistrăm produsele, mă rog, toată era o, cum să zic eu, o joacă cu cu instrucție, cu sigur, am mai fost și mai târziu când eram la liceu, mergeam cu încă niște colegi mai mari care se duceau adesea sus la vila lui din Driglovăț, la una din acele seri am fost și eu, era o iarnă, și am ascultat muzică de Boccherini. Avea un patefon și ne-a ținut o lecție despre Boccherini. Nu o să uit asta niciodată. Sigur, multe sunt, nu vin toate acum în minte, da. A fost o prezență în viața mea, cum să zic eu, pe care eu am căutat să îl urmez. Adică am știut că de la omul acesta se poate învăța ceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă permiteți, doamna Aurora, aș vrea ceva să mai citesc dintr-o scrisoare. Sigur că poveștile și povestirile, legendele care le-a cules se găsesc în... O să ofer bibliotecii Casei Friedrich Schiller aceste volume aici, din care am citit, cine dorește să poate să le aprofundeze. Dar ceva ce e foarte interesant pentru ziua de astăzi. Existența pe care o duc mulți e o existență pur socială, pur urbană, o existență de for, de piață, de trotuar. Lumea în care trăiește omul nostru, 1939, lumea în care trăiește omul nostru e compusă din următoarele locuri: casa, biroul, strada principală și cinematograful. La cafenea el oricum nu se duce. Sfera lui de interes e pur umană, socială. Îl interesează colegii, superiorii, supușii, cunoscuții, în cerc mai larg, stratul social căruia aparține. Preocupările lui exclusive sunt relațiile sociale dintre indivizii stratului propriu, prietenii și dușmanii, intrigi, rivalități, manifestări de respect și de orgoliu, avansări și transferări, apoi grijile familiale și materiale, chestii de leafă, de impozit, prețurile. Îl interesează și politica mondială, relațiile dintre state.
Aceasta este sfera iluminată de interesul lui, realitatea în care trăiește și activează, lumea care există pentru el, lumea lui. Din această lume, natura e exclusă. Existența aceasta și-a pierdut de mult toate legăturile cu cosmosul, cu pământul, cu vântul, cu stâncile, cu norii, cu soarele, pădurea, munții, stelele. Ritmul anotimpurilor, zorile zilei, amurgul serii, bezna nopții, abia se reflectează în lumea acestuia fel de a fi. E o lume mică, îngustă, calică, redusă la ceea ce e mai meschin în univers, omul colectiv. E o închisoare. Ah, prieteni, respirați din adâncul pieptului o respirație de ușurare, de bucurie, de slavă. Din această închisoare noi am evadat. Mulțumim, vorbim de antropologie și când colo cădem pe prizonierii, nu? Ai vieții sociale și politice până în final, nu? Antropologia tocmai ne roagă să urmărim evoluția biologică. Mai dorește cineva înainte de imagini să mai pună vreo întrebare domnului Ervin Țigla? Atunci să vedem. Da? Păi chiar vreau să vă mulțumesc că există și un artist adevărat printre noi. În legătură cu profesorul de limba rusă, Tiț, el l-a predat la școala medie tehnică siderurgică din Reșița, la secția de limba germană. Și eu am nimerit și eu din frondă cu taică meu, am urmat și eu un an de zile această școală tehnică. Și sigur, arta a răbufnit din... Și tata meu a înțeles că trebuie să urmez această treabă și am trecut la liceu. Însă, fiind clasele puține, noi veneam după masa, dimineața era secția de germană în niște săli unde aveam și noi clasa noastră. Și țin minte că totdeauna când veneam, intram în clasă, tabla era plină de desene făcute de Tiț, niște desene foarte simbolice asupra cuvântului, probabil, cu care el avea de discutat cu copiii. Și mi s-a părut întotdeauna un sacrilegiu când trebuia să ștergem noi aceste desene care pentru mine erau niște minunății. Asta a fost cu profesorul de limba rusă, Alexandru Tiț. Ca să înțeleagă elevii, el desena... Desena! Desena cuvântul respectiv, ca să înțeleagă mai aproape, să fie mai aproape de înțeles.